Dragii mei, astăzi ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, suntem la ultima lecție din acest ciclu de predici pe care l-am intitulat Spre Cer, Spre Țara Promisă. Am vorbit în prima lecție despre cele trei ceruri, apoi ne-am uitat în lecția a doua să vedem ce se întâmplă pe pământ și cum se vede pământul din ceruri, adică care este implicarea lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt pe pământ. Apoi am mers mai departe în a treia lecție și ne-am uitat la nunta de aici, la logodna de aici, la nunta care va avea loc în cerul. Și astăzi vreau să ne uităm la o ultimă imagine și anume vreau să răspund eu unei întrebări care sună astfel. Ce vom face în cer? Că foarte mulți oameni au impresia că în cer vor sta o veșnicie întreagă cu harfa în mână și vor cânta în continuu. Nu e adevărat asta. Foarte mulți oameni au impresia că cerul e un loc plictisitor. Că de-abia rezistă 3 ore la biserică și o să zică, măi, va fi o pacoste, va fi o tragedie să stai 24 de ore la biserică. De-abia stăm 2 ore la biserică, pentru aia nu prea vine marța și joia, nu spun unii. E suficient duminică. Dragii mei, vreau astăzi să ne uităm la... Nu am pretenția că știu Apocalipsa, nu am pretenția că vă voi spune poate nici măcar 1% din ceea ce va fi în cer. Pentru că Dumnezeu în Apocalipsa a ascuns foarte multe taine și Dumnezeu nu ne-a revelat întregul cer ca... Să-L dorim cu adevărat, nu? Dacă știi cam tot ce se întâmplă dincolo în cameră, parcă nu mai ești interesat de ceea ce e dincolo în cameră. Dar Dumnezeu ne-a lăsat câteva imagini în Apocalipsa, în cărțile Bibliei și vreau în primul rând să vedem ce va lipsi din cer. Ce este pe pământ astăzi și nu va fi mâine în cer? În primul rând vreau să vă spun că din cer va lipsi păcatul. Din cer va lipsi păcatul. Spune în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea, adică în cetatea aceea, noul Ierusalim, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Dragii mei, gândiți-vă cum ar arăta lumea asta fără păcat. Imaginați-vă cum ar arăta orașul Deva fără păcat. În primul rând, firmele care fac lacăte din lume ar da faliment. N-ar mai trebui să se încui ușa, n-ar mai trebui să pui lacăt, n-ar mai trebui, nu știu, v-ați culcat toată cu familia și să nu vă încuiați ușa la casă. Trebuie să ai mare credință să faci asta în ziua de astăzi, nu? Sau, de exemplu, n-ar mai fi garduri, nu? Să nu mai faci gard între tine și vecini, să-ți lași flexul ăla de 500 de euro afară și să nu-l fure nimeni. Ați avea curajul. Nu m-am cerat curajul să fac asta. Aici n-am curajul. Înțelegeți? Imaginați-vă cum ar fi o Românie fără hoți, o Românie fără invidie. Cum ar fi o lume fără bârfă, fără calomnie, fără ură? Uitați-vă ce efect a avut păcatul în istorie. Uitați-vă de la început, de la prima crimă. Când Cain îi spune fratelui său, vrem să mergem la câmp și Abel întreabă, bun, dar ce facem la câmp? Și a fost prima dată când Eva a înțeles ce înseamnă să pierzi Edenul. Ce înseamnă să intre păcatul în familia ta. Și de la câmp s-a întors numai Cain. Pentru că ura aceea a ucis pe fratele lui. Și uitați-vă de-a lungul istoriei, dragii mei, ce face ura. Ajunge la Hitler, ajunge la Stalin. Mor 8 milioane de oameni în Ucraina în 1939 din cauza foametei pe care Stalin o produce prin confiscarea averilor. Mor 60 de milioane de oameni în al doilea război mondial. Mor 70 de milioane de copii din cauza avorturilor în America. Mor 20 de milioane de oameni. Și uitați-vă că am început să dăm naștere la hoți și a început poporul român să nască, cum spunea cineva, maneliști, muzicanți populari, invidii, criminali, violatori. Pentru că dacă părinții nu sfinți, n-au cum să dea naștere la sfinți. Și uitați-vă peste an, dragii mei, ce a făcut păcatul. Uitați-vă câte divorțuri sunt în România astăzi. Uitați-vă câți copii plâng în spate. Uitați-vă cât părinți sunt plecați în afară și copiii trăiesc cu bunicii. Uitați-vă la păcatele de curvie, de prea curvie, de gelozie. Vreau să vă spun astăzi ceva, că în cer va lipsi păcatul, slăvit să fie Domnul. Dar în cer vor lipsi și păcătoșii. Și astăzi ar trebui să stai înaintea lui Dumnezeu și să-ți verifici starea și să vezi. Ești un om sfânt sau ești un om păcătos? Dragii mei, Dumnezeu iubește păcătoșii. Dar atât de mult îi iubește Dumnezeu pe păcătoși încât vrea să-i transforme. Am o mare îndoială de cei care spun m-am întâlnit cu Iisus, dar bârfesc mai departe. Nu te-ai întâlnit cu Iisus. Am o mare îndoială de cel care spune că s-a întâlnit cu Iisus, dar nu poate să ierte și nu vrea să ierte. O să spun, frate, chestia mie mi s-a greșit foarte mult. Eu nu iau cină astăzi.
Dacă Ana n-ar fi fost înțepată de pe Nina, n-ar fi avut un Samuel. Mă înțelegeți ce spun astăzi? Întotdeauna Dumnezeu îți creează ocazii în care poate ești calomniat, poate ești bârfit, poate ești arătat cu degetul. Ca rugăciunea Tatăl nostru să aibă efect și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi. Nu vrem să iertăm altora, nu. Precum și noi iertăm celor de lângă noi. Oare e un blestem asta sau o binecuvântare? Doamne, curățește-ne astăzi. Prin jertfa Fiului Tău de la Calvar, înlătură păcatul din viața noastră. În al doilea rând, dragii mei, din cer va lipsi, știți ce va lipsi? Va lipsi moartea. Dacă nu mai este cauza păcatului, nu va mai fi nici consecința. Romani spune așa, plata păcatului este moartea. Imaginați-vă cum ar fi Deva, cum ar fi lumea fără moarte. Imaginați-vă ce ar însemna să știi că nu mai trebuie să spună doctorul sorei Viorica, mai aveți 3 săptămâni de trăit. Imaginați-vă cum ar fi lumea asta fără cimitire, fără cruci, fără coroane, fără priveguri, fără mormântări, fără pompe funebre, fără doliu, fără pompieri care să intervină, fără smurt, fără descarcerare, fără accidente. Imaginați-vă ce ar însemna lumea asta. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva, vom ajunge într-o zi, într-un loc unde moarte nu va mai fi. Aștept ziua aceea. Aștept momentul acela când nu o să mai fie nimeni care să poartă doliu, ci toți vor fi îmbrăcați în haine albe. N-aștept ziua aceea când nu o să mai fie despărțire între mamă și copilul care își duce mama la groapă. Că atât de groasnic a ajuns lumea aceasta. Apoi, în al treilea rând, vreau să vă spun că în cer nu vor mai fi lacrimi. Al treilea lucru care va lipsi din cer vor fi lacrimile. Apocalipsa 21:4, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nu știu din ce cauză plângeți astăzi. Spuneam săptămâna trecută, duminica trecută, într-o altă biserică, în 1 Samuel capitolul 7, spune acolo, după 20 de ani poporul a plâns după Domnul. 20 de ani au plâns după mașină, după casă, după apartament, după pensie, după ajutor de social și după 20 de ani au zis, mă, parcă ar trebui să mai plângem și noi după Domnul. Dragii mei, haideți să ne întrebăm astăzi, pentru ce plângem? Gândiți-vă că în cer nu va fi niciun factor care să producă lacrimă. Adică în cer nu vor fi nici dureri, în cer nu vor fi spitale și boli. Imaginați-vă cum va fi viața dumneavoastră fără diabet, fără cancer, fără insulină. Imaginați-vă cum ar fi lumea asta fără azile de bătrâni. Când copilul îi spune la tati, tati, îți mulțumesc că m-ai crescut și eu vreau să mă arăt respectul față de tine și să te duc la azilul de bătrâni. Și bătrânul plânge la azil și copilul se bucură acasă, că a rămas cu casa sau cu apartamentul. Imaginați-vă cum ar fi lumea asta fără orfelinate, fără sida. Imaginați-vă la oamenii cum ar fi oamenii care plâng pentru că au salariul foarte mic și cum ar fi bătrânii aia care își împart pensia de pe o zi pe alta ca să trăiască. Imaginați-vă cum ar fi viața noastră fără frustrare, fără oboseală, fără dezamăgiri, fără despărțiri. Noi cântăm o cântare, nu sunt în ceruri lacrimi și grijuri, glorie în cer pe veci va fi. Nu e tristețe, nici bătrânețe, ci multe și numai bucurii. Vreți să ajungem acolo? Nu e suficient să vreți. Eu pot să am mâncare în frigider și lângă frigiderul plin să mor de foame. Pot să stau lângă un izvor cu apă și să comentez, să zic că apa e nu știu cum, nu am cană și să mor de sete lângă un izvor de apă. Nu e suficient să vrei să ajungi acolo, trebuie să vii, să te mărturisești, să cazi înaintea crucii lui Hristos, înaintea jertfei lui și să-i spui, Doamne, aș vrea să încep să-mi plâng și eu păcatul din viață, să-mi plâng starea și Tu să-mi dai o viață nouă. Dragii mei, din cer, ca să nu mai enumăr și alte lucruri, din cer vor lipsi toate lucrurile care ne-ar putea împiedica bucuria eternă. Orice dezamăgire, orice lucru care ți-ar putea împiedica ție bucuria aia profundă, maximă, din cer va lipsi. Vreau să vă spun astăzi, încheiind acest aspect, dacă nu am murit, n-aș ști ce înseamnă viață. Dacă bobul de grâu nu moare, el nu poate da rod. Dacă n-am murit, n-am ști ce înseamnă viață, dacă n-am fi fost în păcat, n-am ști ce înseamnă să cânți cântarea aceea pe care numai sfinții și răscumpărați o pot cânta. Îngerii nu o să știe să ia nici măcar gama la ea.
Pentru că ei nu au fost în situația în care am fost noi. Dacă n-am fi plâns aici, n-am cunoaște ce înseamnă bucuria, pentru aia Dumnezeu îngăduie o viață de 20, 40, 60, 80 de ani, ca să poți face o comparație într-o zi, să spui, uite unde am fost și uite unde am ajuns prin harul și mila lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în al doilea rând vrem să ne uităm și am vrea să vedem ce nu va lipsi din cer. Am spus că din cer va lipsi moartea, păcatul și lacrimile. Și toți factorii care produc aceste lucruri. Haideți să ne uităm la ceea ce nu va lipsi din cer. Adică ce vom întâlni în cer? În primul rând, din cer nu vor lipsi răsplătirile. Spune în Apocalipsa, capitolul 22, cu 12, un verset pe care și copiii la școală duminicală îl învață pe de rost. Iată, eu vin când? Curând. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta. Uitați-vă, nu spune după intenția lui. Am avut și eu intenția să dau un ban la sărac. Nu. Am avut și eu intenția să mă duc la spital, dar n-am mai avut timp. Nu. Dumnezeu nu va răsplăti intențiile, ci va răsplăti numai faptele. Dragii mei, vreau să vă spun că răsplătirile din ziua de apoi vor depinde de două lucruri mari din viața de pe pământ. 1. Răsplătirile din ziua de apoi vor depinde foarte mult la felul în care ne-am raportat față de necazurile din viața noastră. Deschidem în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17, să vedem ce folos are necazul în viața noastră. Căci întristările noastre, vă rog să spuneați cuvântul noastre, căci întristările noastre, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi în cer tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Adică, răsplătirea ta din cer va conta foarte mult dacă, de exemplu, ai comentat. Dacă în tot timpul ai fost nemulțumit, Doamne, de ce mie mi se îmbolnăvește copilul? De ce eu sunt trecut prin examenul ăsta? Dumnezeu îngăduie necazuri și încercări în viața ta ca să te modeleze, dar în același timp și ca să-ți dea o răsplătire, pentru că tu, în loc să te comentezi, în loc să te raportezi negativ, ai spus, Doamne, pentru cruce îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru necazuri, pentru boli, pentru încercări. Dar, dragii mei, foarte mult răsplătirea va conta în al doilea rând la felul în care ne-am raportat față de necazul altuia. Că știți ce mi se pare interesant la Pavel? Pavel era tare îngăduitor cu cei de lângă el și tare aspru cu sine. Astăzi foarte mult sunt aspri cu alții și îngăduitor cu ei. Putem demonstra biblic asta, nu? Ce-a zis Pavel? Mă port aspru cu? Și eu spus lui Filimon, primește-l pe Onisim cum trebuie și numai sfaturi bune și îngăduiți-vă unii pe alții, acceptați-vă, iertați-vă unii pe alții. Da? Astăzi sunt foarte mulți oameni care vor să aibă o răsplătire în cer, dar ei judecă în cazul celor din jur. Nu. Dumnezeu ne spune prin Iisus Hristos în Matei, capitolul 25, am fost în spital, am fost în închisoare, am fost în temniță și răsplătirea ta din acea zi nu va sta în faptul că ai venit la biserică duminica, nu. Pe mine nu mă răsplătește nimeni că mă duc să bag motorină de la OMV sau de la Petrom. Eu mă duc să-mi bag motorină în mașină ca să mă pot folosi de ea. Tu ai venit aici să te încarci cu cuvântul lui Dumnezeu ca acest cuvânt să-l poți pune în practică de luni până sâmbătă. Și cea mai bună practică pe care o poți să o faci în spitale, la cei necaz, la orfan, la văduve. Dragii mei, este un contabil cu care ne vom întâlni într-o zi și numele lui este Iisus Hristos, cel mai bun contabil din univers. Și el va contabiliza fiecare gest pe care l-am făcut, fiecare pahar dat cu apă, de exemplu, spune Biblia, în numele Domnului. Ce înseamnă să faci un lucru în numele Domnului? Știi ce înseamnă? În primul rând, să conștientizezi că acea faptă o faci pentru Domnul. Dacă dai un ban, dacă dai un sandwich, dacă faci ceva unui copil sărman, unui bătrânic, unui orfan, unei văduve, nu. Tu nu o faci pentru ea, tu faci pentru Dumnezeu. Și apoi trebuie să conștientizezi când faci ceva în numele Domnului că răsplata o aștepți de la Dumnezeu. Că e ușor să-ți dau astăzi, să ne ajutăm unul pe altul astăzi cu ceva și peste 5 ani să scot ochii. Vezi că te-am ajutat, da? Ai grijă cum te coporți, da? Vezi acolo la unde e nevoie, da? Nu! În momentul când ai spus lucrul ăsta, tu te-ai pierdut toată răsplata. Moise spune despre el în Evrei, capitolul 11, că și-a făcut foarte bine socotelile și a considerat o cara cu poporul lui Dumnezeu mai valoroasă decât toate comorile Egiptului. Și uitați-vă la Egipt, uitați-vă la ce comori are Egiptul și astăzi, da? Dar omul ăsta spune acolo despre el că avea ochii țintiți spre răsplătire. Doamne, dă-ne putere să ne uităm la răsplătire.
Spunea Spurgeon că în cer nu vor fi purtători de comori oameni, alți oameni decât cei care aici pe pământ au fost purtători de cruci. Nu pot într-o zi să ajungi la răspătire, să fii recompensat. Uitați-vă că sunt oameni care sunt mântuiți ca prin foc. Ce înseamnă mântuiți ca prin foc? Dacă îți ia foc casa, cum ieși din casă? Cu hainele de pe tine. Vor fi oameni în cer care vor fi mântuiți ca prin foc. Vor avea doar viața veșnică și nici măcar o răspătire nu vor avea. Vor fi oamenii care vor ajunge la limită. Eu nu vreau să ajung la limită. Am muncit o viață întreagă și muncim o viață întreagă să avem aici condiții. Ce-ar fi să vedeți în cort, în cer, că unii au vile și tu stai afară sub cerul liber? Ați fi mulțumiți? O veșnicie întreagă, nu o viață. Dacă pentru o viață muncim atât de mult, dragii mei, să avem aici ceva, oare cât de mult ar trebui să muncim, să avem o veșnicie ceva? Domnul să ne ajute la asta. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că din cer nu va lipsi un al doilea lucru, Ierusalimul cel nou. Ierusalimul cel nou. Și în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 10, spune aici așa: M-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt, ăsta e muntele Sionului din cer, și mi-a arătat cetatea cea sfântă în Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Și mai departe veți găsi acasă întreaga descriere a Ierusalimului. Eu vă fac o mică descriere pe scurt și vreau să vă spun că lățimea, lungimea și înălțimea acestui Ierusalim, acestei cetăți, va fi de aproximativ 1500 de mile, aproximativ 2441 de kilometri, mai mare ca și mărimea Indiei, de exemplu. Dacă veți citi acasă, veți observa că Dumnezeu iubește frumosul. Acest Ierusalim are 12 feluri de pietre scumpe. În 21, cu versetele care urmează, veți găsi câteva pietre scumpe: iaspis, safir, sardonix, crisolit, topaz. Sunt pietre care și astăzi au o valoare inestimabilă. Dragii mei, nu a existat vreun oraș mai frumos ca acesta în istorie. Împărații, mari împărații ai lumii au încercat să construiască orașe frumoase, orașe extraordinare. Sunt și astăzi locuri extraordinare, dar nu a existat un oraș mai frumos și o cetate mai frumoasă ca această cetate. Spun cercetătorii Bibliei că în el ar încăpea aproximativ 53 de miliarde de oameni. Are formă de cub, da? Lungimea, lățimea și înălțimea au aceeași dimensiune, 2441 de kilometri. Dacă ar fi să ne uităm după ceea ce spune 12.000 de prăjini și ceea ce sunt măsurătorile biblice, noi intrăm în detalii. Vreau să vă spun că din cauza perfecțiunii acestor ziduri, slava lui Dumnezeu va radia din orice colț te-ai uita. Spune în Apocalipsa 21:18, zidul era zidit din iaspis, cetatea era din aur curat ca sticla curată. 12 porți de mărgăritare, spune Biblia, că va avea această cetate. Ce înseamnă mărgăritare? Înseamnă perle. Știți ce spunea Pavel în Filipeni, capitolul 3:20? Că noi deja suntem cetățenii acestei cetăți. Nu vă bucurați de lucrul ăsta? Dragii mei, la Geneva există cel mai scump hotel din lume. Numai ca să facem o comparație. La Geneva există cel mai scump hotel din lume, adică cel mai luxos loc din lumea asta este în Elveția, în capitala Elveției, la Geneva. Știți cât costă o singură zi și o singură noapte? 60.000 de euro. Sunt sigur că nimeni din Deva nu-și permite acolo. Din Deva, nu din biserică. Poate nici din România nu-și permite prea mult să stea o zi și o noapte acolo. Vreau să vă spun astăzi ceva. Nu știu cât costă o zi și o noapte în Ierusalimul cel nou, dar știu un singur lucru. Că Iisus Hristos ne-a plătit prețul întreg. Nu să stăm acolo o zi și o noapte, să stăm o săptămână și să stăm o veșnicie întreagă. Dumnezeu să fie slăvit. Te vei întâlni într-o zi cu Ierusalimul cel nou, cetatea cea sfântă, gătită ca o mireasă pentru bărbatul ei. Dragii mei, în al treilea rând, Biblia ne spune că ne vom mai întâlni acolo cu înaintașii noștri. Cu înaintașii noștri. Matei, capitolul 8, cu versetul 11, spune Biblia aici așa: Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Atât de mult o să mă bucur și parcă aș vrea să trec, după ce am predicat o viață întreagă și după ce am citit Biblia, să treci pe la fiecare sfânt din cer, să-l întrebi pe Avram cum a fost pe muntele Moria. Avrame, ce credință ai avut când ai spus atunci că ne vom întoarce? N-ai spus că mă voi întoarce. Să-l întrebi pe David, cum a fugit prin pustie, cum a putut el ca și un împărat deja uns
să nu-și ceară drepturile de la Saul, să meargă cel puțin 10 ani prin pustie, să fugă de Saul. Aș vrea să-i pun întrebări lui Moise, să-l întreb pe Moise cum a murit, unde i-a fost ascuns trupul, să-l întreb pe Iosua cum au căzut zidurile Ierihonului, acele ziduri mari pe care puteau merge două care, una lângă alta. N-ai vrea să povestești într-o zi cu Pavel și cu Sila. Să-l întreb Pavel și Sila, eu când m-a fost copilul în spital am început să cânt cântarea care spune lacrimile de durere nu se vor sfârși. Spune-mi, te rog, Pavel și Sila, cum ai putut tu să cânți lauda mea e pentru împăratul în închisoarea din Filip? Eu aș vrea să-l întreb pe Pavel asta. Dragii mei, v-ați gândit, veți sta într-o zi să vorbiți cu Timotei și cu Tit. Veți sta într-o zi să vedeți și să-l întrebați pe Filimon. Filimon, cum l-ai putut primi pe Onisim? Ți-a fost greu să-l primești? După ce a fost un hoț, Onisim, după ce s-a furat anumite lucruri, ți-a fost greu să câștigi din nou încrederea în omul acesta? Gândiți-vă că vă veți descoperi străbunicii voștri. Veți înțelege genealogia exactă și veți înțelege mai ales cine s-a rugat pentru voi. Veți înțelege care din biserică a postit în ascuns pentru ca tu, ca cântarea ta să meargă bine, ca predica ta să meargă bine. Vei descoperi, s-ar putea chiar să fii surprins că ăla pe care l-ai bârfit, poate sau l-ai arătat cu degetul, ăla a fost poate cel mai mare mijlocitor al tău. Nu va fi un paradox asta. Va fi un paradox. Aștept ziua aceea. Să mă întâlnesc cu, să ne întâlnim cu înaintașii noștri. Să întreb pe martiri, să întreb pe oamenii aceștia care au mers pe arenele romane. Să întreb pe femeia aceea despre care spune istoria că avea copilul mic în mână. Și tatăl ei, spune Petru Popovici, i-a scris și a zis, tu nu te gândești un pic la copilul ăla tău, vin lei și vă mănâncă pe amândoi. Ce viitorul e ăsta? O zis tatăl ei către ea, zice, e ușor, ia o tămâie, arunc acolo și scap cu viață. Și femeia asta și-a strâns copilul la piept și a zis, tati, adevărata viață e dincolo. Eu nu renunț pentru asta. Înțelegeți? Mă gândesc la acel bătrân despre care Biblia spune că în momentul în care l-au arestat soldații, despre care istoria spune că în momentul când l-au arestat soldații și l-au dus să fie omorât, omul acesta s-a pus pe genunchi și a zis către soldați, dați-mi voie, era acasă la el, să mă rog să cer binecuvântarea Domnului peste acest drum spre moarte. Și în timp ce se ruga, rugăciunea lui a durat peste o oră și unul din soldați s-a pocăit atunci pe loc, doar ascultându-i rugăciunea. Dragii mei, aștept să mă întâlnesc cu înaintașii noștri, așteptăm să ne întâlnim cu înaintașii noștri, dar cred că o să avem și noi de povestit, nu numai ei să ne povestească. În ultima parte a mesajului vreau să ne uităm, să vedem, desigur, mai sunt și alte lucruri care vor fi în cer, eu nu le mai amintesc, dar vreau să ne uităm, să vedem ce vom face în cer, ce vom face în cer. În primul rând, dragii mei, Biblia spune că în cer îl vom glorifica pe Dumnezeu în veci de veci. Spune în Efeseni capitolul 1, și ăsta e scopul suprem pentru care ne-am născut și ăsta e scopul suprem pentru care trăim, Efeseni 1 cu 11 și 12, în el am fost făcut și moștenitori. Gândiți-vă ce mare e Dumnezeu la acesta să ne lase pe moștenire cerul. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim. Și dacă va întreba cineva care e scopul vostru și scopul nostru suprem, Efeseni 1 cu 12, scopul pentru care noi trăim, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Dragii mei, vom ajunge într-o zi în cer și nu știu dacă în viața asta ați dori să vă întâlniți cu cineva într-un mod absolut și să-i puneți întrebări și poate n-ați avut ocazie. Vreau să vă spun că într-o zi când vom ajunge în cer, îl vom vedea pe Dumnezeu și oriunde vom privi în cer, vom da de Dumnezeu. Despre Ierusalimul cel nou spune că n-are nevoie de stâlp de electricitate, n-are nevoie de lumânări, n-are nevoie de lampă, pentru că slava lui Dumnezeu luminează templul acela. Gândiți-vă ce înseamnă să lumineze astăzi o așa suprafață. Avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Lui. Închinarea întreagă la care și noi vom participa din Apocalipsa este centrată pe Dumnezeu. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă la cântările pe care le cântăm. La ceea ce spunem, nu cumva să fie centrată slava spre noi. Nu, toată slava îi revine lui Dumnezeu. Uitați-vă la îngeri, la bătrâni. M-am întâlnit cu o fată zilele trecute, nu-i de la noi din țară, o fată de 11 ani. Tatăl ei este conducător de biserică și proroc. Și spunea tatăl ei, Cristi, fata mea,
nu au citit Apocalipsa în viața ei, pentru că este o carte foarte grea. Au citit despre Evanghelie, au citit Genesa, dar Apocalipsa nu au citit-o fata mea niciodată. Și au chemat-o pe fata ei, care vorbea ca în greu limba română, știa mai bine italiană și spune la fratele Cristi ce ai visat în ultimul an. Și fata asta, dragii mei, am rămas impresionat. Mi-a descris Apocalipsa, mi-a descris, de exemplu, Apocalipsa 20, judecata de apoi. A visat exact ca și Ioan, tronul lui Dumnezeu. A visat exact ca și Ioan, fără să știe nici măcar un verset din Apocalipsa, exact cum se va desfășura judecata de apoi. Tatăl ei, când a pus visul ei peste Biblie, au coincis perfect. Mi-a spus fata asta și nu știa să-mi explice cum a visat o fiară cu un corn. Ea habar n-avea ce scrie în Biblie despre fiară, despre profet, despre femeia aceea stricată. Dar, dragii mei, am înțeles niciodată că Dumnezeu vorbește pentru vremurile noastre și că ceea ce ne așteaptă este o realitate foarte mare. Vreau să vă spun astăzi că noi, într-o zi, vom fi parte acestei închinări și o veșnicie întreagă. Noi ne vom închina lui Dumnezeu împreună cu îngerii, cu bătrânii, cu arhanghelii, cu serafimii. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu rânduiește pentru noi acest cer ca să putem o veșnicie întreagă să-L privim pe Dumnezeu în față și să nu ne săturăm de El. Uitați ce spune în 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum iese. Închinarea veșnică pe care o vom avea în cer va avea împreună cu ea recunoștință veșnică. De aia avem cină astăzi. Să te obișnuiești să fii recunoscător de aici, să te închindi aici, ca într-o zi închinarea să continue. Dar întrebarea pe care cineva din sală ar putea o pune ar fi următoarea. Frate Cristi, eu am o mătușă care nu s-a pocăit. Și-a murit și-a ajuns în iad. Am un bunic pentru care m-am rugat și nu s-a pocăit și-a ajuns în iad. Cum îmi spui tu mie că eu voi avea bucurie de plină în cer? Cum îmi spuneți voi mie că eu într-o zi mă voi putea închina lui Dumnezeu? Pentru că eu știu că bunicul meu e în iad. Vreau să vă spun astăzi ceva. Isaia 65:17. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Și acum întrebarea se pune, bun, asta înseamnă că nu o să ne mai amintim nimic de pe pământ? Nu. Dumnezeu va îngădui pentru noi să ne amintim de pe pământ doar lucrurile care ne vor putea ajuta ca închinarea noastră să fie mai plină de har, mai plină de bucurie. Dumnezeu nu ne va da voie să ne amintim de pe pământ nimic din ceea ce ar putea opri bucuria, închinarea sau desăvârșirea închinării noastre, să știți. Cum demonstrăm asta biblic? Filipeni 3:13-14. Pavel spune așa: dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Cu alte cuvinte, Pavel ar să spună așa: nu că nu mi-aduc aminte că am învățat la picioarele lui Gamaliel, mi-aduc aminte clar. Nu că nu mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu Iisus, cu Dumnezeu pe drumul Emausului, nu. Dar au zis Pavel, refuz să mai aduc aminte de ceva din viața mea care mi-ar putea opri înaintarea. Totuși el spune în Efeseni 2:11-12. De aceea voi care altă dată erați neamuri din naștere, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos. Adică uitați-vă în spatele vostru. Și tot ceea ce vă face să fiți mai recunoscători, mai cu lacrimi, mai cu bucurie, mai cu sfințenie, mai cu adorare, aia să vă aduceți aminte. De aceea să nu vă faceți griji. Nu înseamnă că nu mai trebuie să ne rugăm, ba da, ne rugăm, mijlocim. Dar nu cumva să crezi că durerea de astăzi te va însoți o veșnicie. Nu cumva să crezi că pierderea sau suferința de astăzi, într-o zi, te va face ca să te desprinzi din corul din cer, să spui eu nu mai cânt că-s necăjit. Nu. Vei înțelege că în planul suprem al lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat șansă fiecăruia să-L aleagă pe Dumnezeu. Și tu, prin harul lui Dumnezeu, L-ai ales și vei avea parte de El o veșnicie întreagă. Slăviți să fie Domnul! În al doilea rând, dragii mei, ce vom face în cer? Pe lângă că ne vom închina o veșnicie întreagă în cer, Biblia spune că îl vom sluji pe Dumnezeu o veșnicie întreagă. Apocalipsa 22:3. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea, adică în cetatea cea sfântă. Robii lui, adică noi, îl vor sluji. Știți ce ne ține pe noi astăzi să nu-l putem, de exemplu, nu putem să stăm 24 de ore pe genunchi în continuu, nu?
Întotdeauna firea pământească, păcatul, slăbiciunile din corpul acesta ne-a oprit să-L slujim pe Dumnezeu la adevărata Lui, la adevărata Lui cerință, la adevărata Lui valoare pe care o are. Dar într-o zi păcatul, trupul nostru nu va mai exista și vom putea să-L slujim pe Dumnezeu, dragii mei, într-un mod desăvârșit. Dar vreau să fac o foarte mare subliniere. Slujirea mea din cer va depinde foarte mult de slujirea mea de aici. Cum demonstrăm asta biblic? Sarcinile pe care le vom primi într-o zi în cer vor depinde foarte mult de sarcinile pe care ni le-am îndeplinit aici. Matei capitolul 25 cu 23. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține, în puține lucruri, și mă opresc și vreau să vă spun ceva. Eu mi-am înțeles foarte bine chemarea din partea lui Dumnezeu. Slujitorii și-au înțeles foarte bine chemarea. Știți cine sunt în pericol să nu lucreze pentru Dumnezeu? Din cei trei oameni care erau în pildă, care au avut un talent, 2 și 5, cei mai în pericol sunt oamenii care au un singur talent. Frate Cristi zice: eu nu-s chemat la predică, eu nu-s chemat la prorocie, eu nu-s chemat la comitet, eu nu-s chemat să... Eu nu știu dacă Domnul da mie ceva. Dragii mei, cei mai mari care sunt în pericol să nu facă ceva pentru Dumnezeu sunt oamenii care au primit un singur talent. De aceea să nu spui că Dumnezeu mie nu mi-a dat nimica. Dumnezeu, România are șomeri, dar Dumnezeu în biserică nu are șomeri. Dumnezeu la fiecare dintre voi vă încredința ceva. Noi așteptăm foarte mult păstorul să meargă în vizite, să facă tot, comitetul să facă tot. Nu, biserica funcționează ca și trup. Eu pot să-mi ridic mâinile astăzi și pot să stau în picioare pentru că 300 de mușchi mă ajută. Eu pot să fac un singur pas pentru că 200 de mușchi lucrează în perfectă coordonare ca eu să pot face un singur pas. Biserica va merge bine și slujirea va merge bine dacă fiecare dintre noi își face partea. Amin. Va depinde foarte mult de felul în care ai lucrat aici, cum vei lucra dincolo. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. De aceea spunea Pavel: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Dragii mei, dacă aici am întârziat, am venit la 9:30 la biserică, de exemplu, credeți că Dumnezeu în cer ne va da lucruri care țin foarte mult de perfecțiune? De exemplu, Dumnezeu poate în cer îți va da să coordonezi vreo 50 de planete care să fie exact la momentul potrivit să se intersecteze. Dar tu la 9:30 vine la biserică. Alți dată nici nu vineai, nu? Dacă aici, de exemplu, ai făcut lucruri de mântuială, crezi că Dumnezeu îți va da în cer să faci lucruri care au nevoie de un grad foarte ridicat de perfecțiune? Nu. Dacă aici ai fost un om superficial, lasă că merge și fără mine. Asta e cel mai grav și aici am vrut să ajung. Dacă aici ai spus lasă că fac alții, s-ar putea în cer să ne putem descurca și fără tine. Știu că e un lucru greu. Dar vreau să vă spun astăzi ceva. Dumnezeu îți vorbește ca să ne trezească și Dumnezeu ne vorbește ca să ne trezească. Dragii mei, haideți să ne evaluăm slujirea de aici. De multe ori, și spuneam când am predicat despre pilda talanților, întotdeauna cei care nu lucrează se vor uita la aia care lucrează și vor băga de vină. Că dacă talentul tău e îngropat în pământ, bineînțeles că poți să stai cu mâinile încrucișate și să spui de ce predica nu iese bine, de ce ăla așa, de ce ăla așa, de ce ăla așa. Dar când ai înțeles scopul care ăla e, poate Dumnezeu te-a chemat să mijlocești. Știți ce mare putere are rugăciunea fierbinte a unui neprihănit? Știți că sunt oameni în țara asta care poate stau în picioare pentru Dumnezeu, că voi stați în genunchi pentru Dumnezeu? Dumnezeu să binecuvinteze mijlocitorii bisericii. Haideți să ne facem o evaluare, dragii mei, să nu cumva să așteptăm. Cine știe ce mare lucru să facem în cer, când în lucrurile mici de aici n-am fost credincioși? Și în ultimul rând, știți ce vom face în cer? O veșnicie întreagă vom învăța de la Dumnezeu. O veșnicie întreagă vom învăța de la Dumnezeu. Efeseni 3 cu 18. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Dragii mei, Dumnezeu ne va împărtăși din planurile sale o veșnicie întreagă. Gândiți-vă ce planuri a avut Dumnezeu de la întemeierea lumii și probabil ce planuri mărețe mai are. Să nu cumva să credeți că îngerii știu totul. Nu. Nu. Iisus Hristos, Duhul Sfânt și Dumnezeu fac parte din Trinitate și doar cei trei știu totul. Atât. Dar îngerii nu știu totul, arhanghelii și serafimii nu știu totul. Dumnezeu, printr-o cunoaștere progresivă, printr-o revelație progresivă, își poate descoperi planurile sale. Efeseni 2 cu 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său.
în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Dragii mei, Dumnezeu va face un pământ nou și un cer nou, spune Biblia. Dar pe lângă asta, Dumnezeu va păstra probabil galaxiile, universul. Pământul îl va schimba pentru că a fost pătat de păcat. Sunt 150 de miliarde de galaxii, fiecare galaxie are 151 de miliarde de stele. Cred că o să aibă Dumnezeu să ne pună la treabă ce să facem, nu? Dar în același timp Dumnezeu ne va învăța, poate ne va da ca și lui Adam, poate ne va da o grădină. Dar slavă Domnului că din grădina aceea vor lipsi șerpii. Pentru că spune Biblia în Apocalipsa că Satana va fi legat și va fi aruncat în iazul de foc. Întreaga, o veșnicie întreagă vom fi uimiți, dragii mei, de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și dacă vreți să vedeți despre înțelepciunea lui mai multe detalii, citiți acasă Proverbe, capitolul 8 și aproximativ cele 70 de întrebări pe care Dumnezeu îi le pune lui Iov. Vom avea parte și vom avea posibilitatea de a explora spații infinite, create de o înțelepciune infinită. Nu vei doar să ajungeți acolo. Vă spun sincer că până ieri parcă mi-era frică un pic de moarte. Astăzi nu mi-e mai frică. Când știu ce mă așteaptă dincolo, când știu cam ce este dincolo, un copil de 3 ani spunea tatălui său, care e predicator, spunea, după ce tata i-a povestit despre moarte, despre cruci, despre sicrie, copilul ăsta a spus ceva ce greu veți găsi în manuale sau în istorie, o maximă formidabilă, zice, tati, viața pământească fără de moarte e tare urâtă. Ce mare adevăr! Adică, tati, ce s-ar întâmpla dacă aș avea boli și n-aș putea să mor într-o zi? Vă dați seama ce chin ar fi viața, dragii mei. Moarte, să știți că moarte e o binecuvântare pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu. Dar și moarte e un blestem pentru cei care trăiesc fără Dumnezeu. Te pregătești pentru cer? Vă pregătiți pentru cer? Nu cumva să vină repede să ne prinde, poate ne pregătiți, să ne prinde poate într-o ținută care nu trebuie, într-un limbaj care nu trebuie. Dragii mei, ca să nu te mai afecteze moartea într-o zi, trebuie de aici să începi să nu te mai lipești de păcat. Înțelegeți? Să simți bucuria mântuirii, să înțelegi ce înseamnă sfințenia. Și închei cu o mărturie din Bucovina a unei mame bolnavă de cancer. O mamă care a început să facă citostatice, într-o noapte a visat că mai avea de urcat 3 trepte, frații apoi au înțeles visul și și-au dat seama că era vorba de 3 săptămâni. Însă în momentul când era pe patul de moarte și-a adunat copiii lângă ei și știți ce le-a spus lângă ea? A spus, dragi copii, noi nu ne despărțim. Să nu uitați, a spus, dragi copii, când vine Iisus Hristos, noi ne vom revedea. A dat telefonul cu fratele păstor și a zis, frate păstor, soțul meu știe bine, e nepocăit. Copiii mei, n-aș vrea să rămână pe drumuri. Fă-mi, te rog, o promisiune, frate păstor, că întotdeauna când te vei ruga pentru copiii tăi, te vei ruga și pentru copiii mei. Că atunci când îi vei întâlni pe stradă, eu voi fi în cer, în bucurie, în fericire. Când vei întâlni în biserică, te vei apropia de ei și vei mângâia pe creștetul capului și vei avea un cuvânt frumos de spus pentru ei. Și fratele păstor a zis, cu siguranță voi face asta. Femeia aceasta, dragii mei, a murit și după moartea mamei în acea biserică, o săptămână întreagă a fost evangelizare. Într-una din seri, ca și în această dimineață, un predicator a ales să predice despre cer. În iadul în care trăim aici, în lucrurile în care trăim aici, în greutățile care le trăim aici, a zis, hai să fie o mângâiere și să fie un cuvânt binecuvântat despre veșnicie. Un copil pe prima bancă nu-l cunoștea predicatorul cine e. Plângea în continuu, 2 ore a plâns în continuu și la final predicatorul înduioșat a mers lângă el. Și a zis, băiete, de ce plângi? Și ascultați ce a spus copilul acesta. Zice, dumneavoastră a spus în predică că într-o zi va veni Iisus. Iar mama, când a murit, ne-a spus că atunci când vine Iisus, ne vom întâlni. Copilul s-a oprit, l-a prins de veston pe fratele predicator și a zis, frate, mai este mult până vine Iisus? Mai este mult până vine Iisus? Frații și surori, asta e întrebarea care o am și eu astăzi. Mai este mult până vine Iisus? Nu știu să vă răspund la ea. Știu însă că în Apocalipsa 22 cu 12, Iisus spune, iată eu vin pentru mine. Iisus poate veni astăzi, pentru sora Viorica poate veni peste 3 săptămâni, pentru tine poate veni mâine. Însă vreau să vă spun astăzi ceva. Că până în ziua când îl vom vedea față în față, îl simțim astăzi că e între noi aici. De aceea vreau să facem o rugăciune de cercetare și apoi să intrăm la cina Domnului. O rugăciune în care să vedem, ne-am despărțit de păcat, de moarte,
Pentru ce plângem astăzi? Plângem pentru recunoștință, pentru prețul plătit? Vă dați seama, dragii mei, ce frumos va fi cerul? Vă dați seama ce ne așteaptă dincolo? Nu știu cât mai e până vine Iisus, dar știu un lucru. Când ziua când va veni El, vom fi ca El. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm și apoi intrăm la cină.